BMW tocmai a lansat noua generație de X2 și desigur că suntem în 24, prin urmare focusul a fost pe iX2, varianta electrică. Din fericire însă, avem și alternative. Diesel, benzină și chiar benzină puternică în forma acestui M35i X-Drive. Sub capotă avem 2 litri turbo 300 de cai și aici în față avem grilă cu logo M, avem acest hexagon care este iluminat pentru prima oară în acest segment și avem faruri noi cu design nou și daytime running lights în această formă puternică. Suspensia M adaptivă este standard, jantele astea sunt pe 20 de inci, dar mașina poate primi până la 21, iar frânele M Compound sunt și ele opționale. Semnătura luminoasă a stopurilor merge perfect cu cea a farurilor. Avem aici și un artificiu de design, avem eleron negru pe care poți să-l pui și pe iX2 și care merge foarte bine cu negrul din partea inferioară a bării spate și cu difuzorul, practic. Dar pe X2 nu o să ai, cum ai pe M35i X-Drive, aceste eșapamente puternice. Două stânga, două dreapta. Patru în total. La interior știi că ești într-un M35i X-Drive. Pentru că ai multe elemente. Uite, volan gros, cusătură roșu-albastră, logo M aici și, desigur, element roșu fix la ora 12. Mai ai și padele în spatele volanului, ai alcantara aici pe panoul ușilor, ai alcantara și pe bord și, desigur, ai aceste scaune M care nu doar că oferă sprijin lateral foarte bun și au un design foarte sportiv, dar au și acest logo iluminat M. Costin, dar bună, ce mai faci? Ei, foarte bine, foarte bine și de data asta spun foarte bine pentru că sunt din nou într-o mașină combustie internă. Portugalia este minunată în oricare moment al anului, este o destinație excelentă, dar cu atât mai mult atunci când este soare și cu atât mai mult cu cât conduci o mașină combustie internă. Așa, old school. Noul BMW X2 vine în mai multe variante. Vine electric, desigur, că suntem în 2024, iX2, vine diesel, vine benzină și mai vine și o benzină din aia care ți se suie pe suflet, adică M35i X-Drive. După cum bine știm, M35i X-Drive nu este un M adevărat. Este un M cu siguranță pe la exterior, pentru că avem aceste elemente care îl fac inconfundabil și pe grilă, și pe jante, și din punct de vedere design cu eleronul ăla pe spate. Practic, nu poți să greșești când te uiți la mașina asta și zici, bă, asta e puternică. Absolut adevărat. Este un M și pe la interior, unde avem nu doar alcantara pe panourile ușilor și pe bord, dar avem și scaune M cu sprijin lateral fix așa cum trebuie, sportiv. Și avem și volan cu emblemă M, avem și roșu aici deasupra, avem și padele pentru schimbat treptele, da, pentru că avem o cutie așa cum trebuie într-o mașină sportivă. Practic avem foarte multe elemente și la interior care ne trimit cu gândul la sportivitate. Dar nu este un M adevărat din punct de vedere al motorului și puterii. Pentru că până la urmă aici avem puțin mai multă putere decât într-o benzină normală care echipează acest nou X2, dar nu avem acele sute de cai, foarte multe, care să propulseze mașina asta în teritoriul rachetelor sol-sol. Asta este, practic, un compromis excelent între momentele alea în care tu visezi la sportivitatea absolută și la puterea brută a unui M, dar totuși vrei să nu arunci chiar atât de mulți bani într-o mașină. Și după cum ne-a arătat istoria ultimilor ani, de când a fost introdus acest M/
denominarea mașinii slash xDrive în gama BMW, există o plajă foarte largă de cumpărători care consideră că acesta este un compromis foarte bun și pentru ei. Să vedem acum despre ce este vorba cu acest M35i xDrive în cazul noului X2. Este vorba despre a pune un zâmbet pe fața celui din spatele volanului. Da, este bine știut faptul că în momentul în care conduci un pic mai sportiv, pasagerii din mașină nu sunt foarte, cum să spun, fericiți. Atâta vreme cât accelerezi brusc, frânezi brusc, faci stânga-dreapta, faci slalomuri sau alte lucruri din astea sportive, există șanse ca pasagerii tăi, fie că ei sunt în dreapta sau în spate, să simtă o senzație de rău. Dar până să simți tu senzația asta la volan, mai durează. Prin urmare, nu poți decât să te bucuri de ea. M35i xDrive vine pe noul X2 cu 300 de cai putere dintr-un motor de 2 litri benzină. Da, avem 2 litri benzină, sănătos, turbo, care face 300 de cai pentru o accelerație de 0-100 în 5,4 secunde. Asta este o valoare foarte apropiată de cea de 5,6 secunde cât face 0-100 iX2-ul. Dar modul în care se aude mașina asta când accelerează versus modul în care nu se aude mașina electrică în momentul în care accelerează este cel puțin memorabil. În plus, în acest M35i xDrive te bucuri și de suspensia adaptivă M, care îți oferă posibilitatea să exploatezi cu atât mai, cum să zic eu, performant caii pe care ți-i livrează mașina sub capotă. xDrive-ul este cunoscut în familia M ca o soluție de a pune puterea pe asfalt foarte bună, iar în combinație cu această suspensie adaptivă M, xDrive-ul practic te ține pe drum chiar și în momentele în care tu te înfigi foarte, foarte tare cu piciorul în accelerație. Când am mers cu iX2, am spus că înăuntru în mașina asta te simți ca într-o ghiulea sol-sol, da, pe care poți să o controlezi și în care te simți în siguranță. E bine, sigur că același lucru se translatează și la M35i xDrive, pentru că interiorul noului X2 este sportiv prin definiție. Volanul este gros, scaunele oferă sprijin lateral chiar și dacă nu suntem, dar în combinație cu acest pachet M, ce se întâmplă aici la interior este practic ca și când ți-ar da cineva foc la partea dorsală. Dă cineva foc și tu zici, îi dau. E, foarte important este că în momentul în care tu calci mașina asta, în funcție de modul de condus selectat, personal sau sport, primești zgomot diferit. Adică în personal sunetul este ușor mai cu minte, dar prezent cu tine, pe când în modul sport, acolo zgomotul motorului și zgomotul eșapamentului este și ușor amplificat în boxe, asta se aude clar, ceea ce duce nivelul tău de extaz la un la o valoare superioară, ca să zic așa. În plus, te bucuri și de o poziționare excelentă a padelelor din spatele volanului, astea din care schimb treptele, și poți să apreciezi și faptul că partea stângă îți livrează și un pic de boost acolo când ai nevoie de el. Eșapamentul face și niște când schimb treptele, fie pe retrogradare, fie pe schimbat în sus, iar turometrul începe cu zona roșie la 6000 de rotații pe minut, adică foarte sus aici în dreapta. Iar în momentul în care ți se deschide o autostradă în față, te înfigi în accelerație și mulțumești cerului
pentru drumul deschis. Acum, vorbind despre autonomia acestei mașini, ea probabil că se învârte în jurul valorii de 450 de km. Ceea ce este apropiat de autonomia maximă pe care ți-o poate oferi și un iX2. Diferența între cele două, desigur că o face timpul de alimentare. Cu acest M35i, xDrive, te oprești la pompă, ai alimentat, în 3 minute ai plecat. Cu iX2 trebuie să mai petreci niște timp, să mai dai niște mail-uri, să mai mănânci un sandwich. Pe scurt, diferența între cele două este că această combustie internă M35i xDrive îți oferă și o libertate mai mare. Și metafora asta a libertății combinată cu analogia unei combustii interne extraordinar de eficiente, cum este acest motor 2 litri de 300 de cai de la BMW, nu poate decât să fie o combinație fericită pentru sufletul tău. Mă rog, sau pentru sufletul meu, dacă tot suntem aici. Dacă și destinația în care sau către care conduci este atât de plăcută cum este Portugalia însorită, lucrurile n-ar putea să fie mult mai bune. Dacă pui mașina asta în sport, primești o avertizare pe ecran. Spune aici că în sport mode primești tracțiune optimă, dar cu stabilizarea condusului restricționată. Adică driver assistance steering intervention este deactivated. Ceea ce este music to my ears, cum ar spune francezul. Și dai activate, frumos. Și mașina trece în sport. Tu schimbi banda, te duci pe 2 și accelerezi. Faptul că modul sport îți pune mașina direct cu DSC-ul în modul lui intermediar este absolut admirabil și din punctul ăsta de vedere BMW primește o altă bilă mare albă din partea mea. Am intrat pe limită de 50, primesc și avertizare sonoră. Din fericire, în mașinile astea noi BMW, avertizarea asta este mai mult o mângâiere decât este o palmă pe ceafă. Îmi place să țin mașina în modul ei sport, nu pentru că suspensia ar fi mult diferită față de modul ei standard, ci pentru că zgomotul la interior este mai plăcut, mai sportiv și mai potrivit cu interiorul ăsta de M. Să mă opresc puțin din aceste rânjete ușor tâmpite pe care le am pe față în momentul în care accelerez cu M35 xDrive pe autostrăzile din Portugalia și să vă povestesc puțin despre faptul că acest sistem de operare, varianta lui numărul 9 de la BMW, cu care controlez tot ce se întâmplă pe sistemul de infotainment, fie de aici din panoul suspendat între șofer și pasager, fie de pe butoanele de pe volan, fie de pe comenzile cu touch de pe display-ul central, este o încântare la modul în care reușește să livreze informația către șofer fără să fie intruziv și fără să te deranjeze în momentele în care tu nu ai nevoie să fii deranjat. Sistemul e complicat. În momentul în care te sui prima oară în mașină, ai nevoie de niște timp să te ajustezi, să-ți dai seama pe unde sunt toate comenzile de care ai nevoie. Dar după ce faci asta, este o încântare să-l folosești. Nu-mi dau seama dacă lipsa asta de intuitivitate vine din faptul că s-au chinuit să-l facă mai ușor utilizabil odată ce l-ai învățat, dar oricum ideea este că după ce te obișnuiești cu el, sistemul ăsta primește o altă bilă mare albă de la mine. Nici instrumentarul ăsta de bord digital din punct de vedere design nu mi-a fost neapărat pe plac la început, pentru că am avut acest turometru care merge invers a celor de ceasornic în partea dreapta a lui. Dar odată ce te obișnuiești cu el, îți dai seama că simetria asta te ajută la ochi și
Deși eu sunt un tip mai analogic așa și îmi place să am la mână un ceas cu limbi, clasic, în condițiile în care văd în mijlocul display-ului, să zicem, navigația sau alte informații de care am nevoie, sunt fericit. Pot să mă obișnuiesc, nu-mi trebuie neapărat doar o cifră care să-mi arate viteza pe display, am nevoie și de un indicator vizual care să fie foarte ușor pentru mine să înregistrez viteza cu care circul. După cum am nevoie de acest indicator vizual și în ce privește turometru, fie că este el ceas analogic, ceas digital care simulează un ceas analogic sau o bară care este umplută progresiv pe măsură ce apeși accelerația, dar faptul că am aceste indicatoare vizuale pe acest instrumentar de bord în modul lui de vizualizare default mă încântă enorm. Același lucru se întâmplă și în cazul head-up display-ului pe care îl văd aici și care este foarte bine așezat. Același lucru oarecum se întâmplă și în cadrul informațiilor pe care le-am livrate aici pe display-ul cu touch din centrul bordului. El este ridicat astfel încât să fie în raza mea vizuală. Sunt în continuare nefericit că toate comenzile legate de climatizare sunt tot cu touch, dar măcar ele sunt afișate tot timpul în partea de jos a display-ului. Mi-ar fi plăcut enorm să am în continuare în mașină buton care să-mi schimbe temperatura și mai ales ventilația. Așa trebuie să intru aici să fac o comandă și după aia să mai fac încă una ca să dau ventilatorul mai tare sau mai încet. De aici, de pe display, sigur că pot să controlez și cum funcționează sistemele de asistență la condus. Noul X2 merge autonom level 2. Asta înseamnă că îmi oferă o anumită libertate în modul ăsta de condus ease, în filozofia asta de condus ease, lejeră, pe autostradă, astfel încât poate să țină banda, desigur, poate să ajusteze viteza față de vehiculul din față, poate să citească semnele de circulație, sigur că mă poate ajuta și la parcare. Mașina poate parca singură, cu fața, cu spatele, perpendicular, lateral. Sunt lucruri care, din punctul meu de vedere, sunt inutile pe o mașină, pentru că nu fac decât să-ți mărească timpul pe care îl petreci la volan și îți mai pun încă o problemă. În loc să înveți tu să parchezi, practic să te folosești de mașină, de sistemele de asistență ca să parchezi, mi se pare nu doar nepotrivit pentru oricine e la volan, dar mi se pare și ineficient. Adică ai ajuns, ai găsit, bam, și lași tu mașina să parcheze. Lasă-mă, ok, pe autostradă înțeleg că poate vreau să mă ajute să țină banda puțin, dar pe de altă parte, ducând discuția asta despre sisteme de asistență un pic mai departe, mi se pare că sunt de la un nivel încolo și un îndemn pentru unii șoferi să se mai uite un pic în telefonul mobil. Adică, bă, dacă îmi ține banda mașina și dacă frânează oricum față de ăla din față, atunci pot să mă uit și eu puțin pe telefon, nu? Mai bine nu te uita pe telefon. Și mai bine să nu încurajăm oamenii să facă asta, nu? Mă rog, e o discuție aici tot timpul. Bine, hai că am intrat iar pe limit 120, eu am 60, deci pot să accelerez. Sunt a treia, zgomot, am schimbat, am și eșapamentul martor că am schimbat viteza și dau tati. Să nu vă gândiți că accelerațiile sunt fulminante. Nu, nu sunt fulminante, dar ele propulsează mașina înainte fără îndoială. Cred că ăsta este cuvântul. Ea accelerează repede fără îndoială. Nu se îndoiește nicio secundă de viteza la care e și de viteza la care vrea să ajungă. Nu se întâmplă aici o explozie din aia care să-ți lipească capul de tetieră. Dar totuși se întâmplă o accelerație sigură, fără îndoială, înainte. Și acum întrebarea finală. Mi-aș cumpăra eu acest M35i xDrive în loc de un i X2? Răspunsul fără îndoială, da. Dacă mi-aș cumpăra mașina asta ca să o conduc 90% din timp în oraș, probabil că mi-aș lua
iX2. Dar dacă mi-aș lua mașina asta ca să o conduc și în afara orașului, să mă distrez cu ea, să am libertatea să pot să plec din România și să ajung în Portugalia cât mai repede și cât mai plăcut, e bine, atunci, în mod sigur, mi-aș lua acest M35i xDrive.